Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual cere clasei politice să remedieze greșelile din ultimii ani. Începând de luni și până miercuri inclusiv, sunt anunțate proteste la București pentru a-i determina pe guvernanți să aplice actualizarea sporurilor, indemnizațiilor și a compensației pentru chirie la valorile din legea cadru a salarizării din 2017, nu la cele de acum 14 ani, adică din 2009. Cea mai importantă revendicare ține însă de pensiile care, conform prevederilor din PNRR, au fost asimilate cu pensiile speciale. În primul și în primul rând, știți foarte bine, dorim ca să fim, prinși în PNRR ca și pensii speciale, pentru că nu suntem, în mod normal, asimilat pensiilor speciale. La noi, în poliție și sistemul național de apărare, să vorbim de pensii militare, nu de pensii speciale. Cu toate că am fost asimilat la grămadă. Asta este o primă solicitare, una dintre cele mai importante ale noastre. După aceea, noi dorim mărirea salariilor, cum este în mod găsit prezentată solicitarea noastră. Noi dorim doar să se acorde instanțele pe care guvernul are față de noi, conform legii cadru a salarizării din numărul 153 din 2017. După cum știți că noi nu avem sporurile, indemnizațiile și compensațiile pentru chirie actualizate. Sunt încă la nivelul salariului din 2009.